Am afirmat de foarte multe ori despre Dell că mi se pare a fi producătorul cu cele mai elegante laptopuri de pe piață, dedicate atât utilizatorilor casnici, cât și pentru firme sau oameni de afaceri. Cu fiecare model în parte ieșit pe piață, Dell a mai adus câte o îmbunătățire. Un colț rotunjit, răcire îmbunătățită, tastatură iluminată, greutate redusă, toate acestea fiind răspunsul solicitărilor clienților. Dar oare stau la fel de bine și atunci când vine vorba de configurația hardware? Pe alocuri da, pe alocuri am putut vedea și foarte multe compromisuri. Salut! Eu sunt Mădălin, iar invitatul acestui video review este laptopul Dell Inspiron 5759. Despre design nu sunt foarte multe de spus. Este un laptop un pic cam drept, cu ghilimelele de rigoare, cu un look serios și sobru. Toată seria Inspiron 5759 are la bază o carcasă foarte rezistentă, ce este construită în totalitate din material plastic, chiar dacă pe foarte mulți îi poate păcăli, așa cum s-a întâmplat și în cazul meu la prima vedere, crezând că partea ce protejează display-ul, capacul laptopului nostru, este din aluminiu. Sincer să fiu, mi-ar fi plăcut să fie așa, dar cu siguranță și costul final ar fi fost cu totul și cu totul altul. Materialul plastic ce se regăsește la interior este de tip mat și oferă un plus de eleganță și nu în ultimul rând aderență. Tastatura este una ok din punct de vedere al confortului, ce dispune chiar și de iluminare, iar trackpad-ul m-a surprins în mod plăcut, fiind foarte responsiv și oferind posibilitatea de a da click în orice zonă. Spuneam un pic mai devreme seria Inspiron 5759. Este corect, pentru că în site-ul PC Garage sunt disponibile 8 modele ale acestei serii, diferența dintre acestea fiind dată numai de configurația hardware. Puteți alege astfel între un model ce dispune de display cu rezoluție Full HD, cu sau fără touchscreen, dar și cu rezoluție HD+, adică 1600x900 pixeli. Procesor i7-6500U sau i5-6200U, cantitate de memorie RAM ce poate fi de 8 sau 16 GB DDR3 și, nu în ultimul rând, spațiul de stocare. Acesta fiind asigurat de un hard disk de 1 TB sau 2 TB. Toată seria Inspiron 5759 vine echipată și cu plăci video dedicate produse de către AMD, modelul fiind M335 cu 4 GB DDR3 memorie dedicată. Pe partea de porturi și conectivitate, Inspiron 5759 dispune de două porturi USB 2.0, un port USB 3.0, un port HDMI, o ieșire audio de tip combo pentru căști și microfon și un port LAN de tip gigabit pentru conexiune la internet prin cablu. Întreaga serie dispune și de un modul wireless de tip AC, transferul diverselor fișiere putându-se face și prin intermediul modulului Bluetooth versiune 4.0. Înainte de a încheia prezentarea hardware-ului, ar mai trebui menționat că în partea superioară a display-ului se regăsește o cameră de tip HD foarte ok din punct de vedere al calității, un microfon în partea inferioară, dar și un cititor de carduri. Și gata! Acestea au fost specificațiile tehnice și câteva cuvinte legate de design. Modelul ce urmează să transpire în testele noastre are procesor i7-6500U, 8 GB memorie RAM și, bineînțeles, AMD R5 M335 cu 4 GB memorie dedicată. Iată așadar rezultatele testelor ce au rulat pe Dell Inspiron 5759. Sper ca nimeni să nu mă înțeleagă greșit în ceea ce privesc concluziile. Avem în față o serie foarte ok din punct de vedere al designului și pe alocuri în ceea ce privește configurația hardware.
o serie ce cu siguranță se încadrează în categoria multimedia, acest lucru datorându-se în speță superbului display de 17,3 inci, fiind ideal pentru vizionarea de filme. Dar, în cazul în care vreți un laptop de gaming, Inspiron 5759 nu este ceea ce căutați. Orientați-vă către alt model al producătorului Dell sau altă serie. Chiar dacă dispune de o placă video dedicată, M335 este mai slabă decât echivalentul din tabăra verde și aici am avea un GT920M. Părere personală, M335 nu este cea mai strălucită alegere, confirmând încă o dată că avem în față un laptop dedicat activităților de tip office și multimedia. Temperaturile pe procesor și placa video sunt ok atunci când nu sunt stresate la maxim, autonomia bateriei este bună, făcând din orice model al acestei serii un companion pe care eu personal îl văd pe biroul de acasă sau, de ce nu, cel de la servici. Acesta a fost review-ul dedicat seriei Inspiron 5759 de la Dell, serie disponibilă în site-ul PC Garage, acces în linkul din descriere.